Aici avem tot pui de generația 2013. Aici sunt sortați 57 de masculi, cei mai mari care au fost. Și am băgat pe boxe ca ceilalți să rămână mai liber, mai lejer, da. Da. Sunt numai masculi aici. Scoși în prima serie. În primele serii. Nu, sunt și de la mine și de la prieteni. N-am ținut cont. I-am ales pe cei mai mari care au fost. Da. Și deja au ajuns la Buzău cu antrenamentele. Vin foarte bine, intră foarte bine. Da, bine, știu că și sunt hrăniți foarte bine, pregătiți foarte bine. Asta nu se mai pune la socoteală, nu? Nu, asta e ceva normal, că altfel nu. Nu, dar niciodată n-am avut pui să intre așa repede. Deci când am ajuns acasă de la Buzău, ei sunt de cote soți. Nu e unul afară. Vă așteaptă să vede raportul, nu? Sigur. Sper să facă treaba nu. Vor face, pentru că sunt convins că acest nou început al dumneavoastră l-ați pornit cu și mai mare încredere, cu și mai mare ambiție, nu? Sigur. Trebuie să arătați întregii țări. Trebuie să recuperăm anul ăsta, că l-am pierdut. Exact. Cum a stat anul ăsta pe Tușa? A fost foarte greu. A fost la prieteni, nu? N-a stat niciodată, că sunt niciodată. Anul ăsta a fost un sezon greu, nu putea să legat nimic la București. Da, într-adevăr. Sezon dificil. Ba a fost cald, ba a plouat, ba n-a fost... Mai sunt două etape să termină campionatul. La cât apana îi aveți? Diferă, deci diferă. Cel mai mult mai au 3, cei mai mari mai au 3 pene, mai sunt și cu 5 și cu 4. Da. Aici, în ăștia mari. Am luat așa cum am. Asta e masculul, fiul din Sherlickens. Masculul de Sherlickens. Albastru? Da. Da. Din câte știu eu, poate greșesc asta, să mă corectați, vă rog. Porumbei de Sherlickens în crescătoria dumneavoastră au dat rezultate? Nu prea am avut, nu am zburat, dar până acum nu am avut de Sherlickens. Nu prea am băgat în seama, adică. Am avut un mascul super bun de Sherlickens nepodena sfor și l-am dat lui Pașa. Pentru că pierdeam pui de acasă. N-am apucat să zbor, un singur pui am zburat, deci a venit foarte bine. Da. Din cauza asta că nu stătea pui acasă, i-am dat. Ați rămas același crescător mai spartan cu porumbei noastre, da? Nu-i așteptați 10 de ani până să obțină rezultate, nu? Nu, dacă nu vin, mulți care stau la râză. Își așteaptă locul. Își așteaptă la boxe. La boxe, da. Mai ales acum că e concurență mare. O să vă fie greu, sincer vă spun. Da, la selecție. Să vă opriți doar 150 de porumbei la sfârșitul anului. Pentru că arată și foarte bine. Nu avem o sesiune. Da. O să eliminați după etapele clasate, după punctaje, probabil, da, nu? Da, da. Și pe urmă, ultimul criteriu, cum arată. Da. Dacă au toți rezultate bune, locuim pe la care arată mai bine. Arată și mai bine. Bă, însă aici sunt porumbei aduși de multe crescătorii. Acum îi vedem. Îi testați. Da. Ce pot să spun decât să vă urez mult succes în toamnă la zborurile cu puii. Mai puțin, mai sunt 4 săptămâni. Și intrați în febra concursurilor, nu? Mult succes și dacă se poate să obțineți locuri cât mai de top în ierarhia națională la categoria de pui în 2013. Baftă multă! Mulțumesc!